Vorbim în continuare despre un, o poveste neplăcută din istoria României, pentru că până în 1865 era o obișnuință ca romii să fie robi la curțile domnești, la mănăstiri sau la familiile de boieri. Pe 20 februarie 1865, domnitorul Barbu Știrbei a dat o lege prin care romii cunoscuți drept robi deveneau oameni liberi în principatele române. A fost ultimul act de abolire a sclaviei în țara românească, Așadar, acest lucru se referea la cei la oameni, la cei oameni care aparțineau boierilor. În 1844, în Moldova, domnitorul Mihail Sturza declarase că, declarase că fiind liberi toți robii statului, după mai bine de 500 de ani de robie. Actul a adus în libertate, cel puțin pe hârtie, celor care au fost robi ai boierilor. Romii au suferit de-a lungul secolelor agresiuni și abuzuri, iar mulți au fost omorâți fără ca moartea lor să fie imputată cuiva. Și despre asta discutăm în continuare alături de invitații mei de la această oră. Alături de mine este profesorul Marius Turda, istoric Oxford Brooks University. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că sunteți alături de noi și tot alături de noi este domnul Adrian Nicolae Furtună, sociolog, Centrul Național de Cultura Romilor. Bună seara! Bună seara! Uh, domnule profesor, aș vrea să încep cu dumneavoastră și să ne lămuriți um, dacă această pagină de istorie din uh, istorie românească desigur, este o pagină rușinoasă ar trebui să ne fie rușine pentru ce s-a întâmplat sau nu și ce a însemnat sclavagismul acesta în România îl putem compara cu cel din Statele Unite pentru că altă comparație nu vine la istorie se învață foarte puțin despre asta Nu trebuie comparat, pentru că nu a fost la fel ca și sclavia populației negre din uh, America de Nord uh, și nu trebuie neapărat să ne fie rușine în sensul că nu putem să vorbim despre acest subiect Trebuie să ne fie rușine pentru că nu am vorbit despre acest subiect suficient până acum. Avem o, o datorie morală, avem o, 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 o conștiință civică care trebuie să o îndeplinim, trebuie să predăm, să educăm tinerele generații ce s-a întâmplat în trecut. Din punctul său de vedere, este rușinos că n-a făcut mai mult ca să studiem istoria sclaviei. Da, da, istoria sclaviei. Ce a însemnat, domnule Fortuneleci? Ce, ce însemna sclav pe vremea aceea? Timp de o jumătate de mileniu, niște oameni erau sclavi. Da, însemna, în primul rând, să fii considerat sub om. Și m-aș referi la o lucrare pe care am publicat-o la Centrul Național de Cultura Românilor, care se referă la vânzările de copii, de exemplu. Cum am putea să cuantificăm? Am putea să și să facem comparații inclusiv cu uh, sclavia nord-americană. Uh, și la noi existau uh, foarte mulți robi fugari de pe moșile boierilor uh, sau ale mănăstirilor. Uh, a însemnat uh, o exploatare a romilor, nu doar economică, ar spune, da? Pentru că impactul sclaviei este vizibil și astăzi, și cred că vom avea ocazia în câteva minute să discutăm despre asta. Da, dar aș vrea să rămânem în zona istorică și uh, pentru să că... un subiect foarte Vă interesant rog. la ce a spus domnul Furtună. Vă rog. Este uh, această relație de putere pe care proprietarii o aveau față de romi. Nu era doar o chestie economică, socială și una de abuz, pur și simplu un abuz sexual. Erau folosiți ca obiecte de plăcere femeile rome. Da. Trebuie subliniat acest lucru. Și folos. pentru munci, a, asta vreau să De vorbim De la mai munca fizică a da. câmpului până la plăcerea sexuală a boierului. Și este foarte important să subliniem toate aceste aspecte. Curcubeul sclaviei trebuie scos în evidență pentru că nu a fost doar o relație simplă economică. Trebuia să muncească pământul sau să facă corvezi sau să facă linguri. Și erau pur și simplu unelte considerați a fi obiecte și unități ca animale. Um, istoric, ce înseamnă asta? Ce se, ce se întâmpla cu niște persoane care erau născute robi de etnie romă în, pe teritoriul românesc, că era vorba de Moldova, Țara Românească, Ardeal. Ce se nu întâmpla În Ardeal, în Ardeal, nu, în Ardeal fost. nu, nu. Ok. Vorbim de Țara Românească și de Moldova. Uh, robia se transmitea ereditar. Cine era născut rob, era rob până la sfârșitul vieții. Da. Nu și putea obține libertatea. Iar lucrul acesta nu-l cunoaștem doar din obiceiul pământului. Mă refer la cutumele nescrise. De ce spun asta? Pentru că în secolul XIX vorbim de primele coduri civile în Moldova și țara românească, codul Calimac și codul Caraja, care, mai ales codul Caraja, are un capitol special dedicat Robilor și uh, țiganilor. Utilizez termenul așa cum apare el în codul da, respectiv. Cum e corect? Uh, cum ar trebui utilizat? Pentru că există și aici o, o discuție foarte largă. Este uh, corect, nu este corect să spunem țigani, rom? Uh, ideea nu este neapărat dacă întrebarea. E peiorativ. Într termenul, în primul rând, este unul traumatic. Uh, și de asta uh, cred că trebuie să ținem cont și uh, de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că noi în primul rând nu ne spunem așa în limba pe care noi o vorbim și anume limba romanii uh, termenul țigan este un exonim și acesta în timpul sclaviei echivala cu termenul de sclav tocmai acesta este și motivul pentru care acest termen este instituționalizat de către uh, autoritățile statului da Lucrul acesta se va întâmpla nu doar în timpul sclaviei, în uh, prima uh, jumătate a secolului XIX, ci și în timpul uh, uh, Holocaustului din România, când a fi țigan, da? cu ghilimele folosesc termenul, deja reprezentau aproape o categorie juridică. Deci, uh, dacă, dacă este corect să utilizăm acest termen, în mod sigur este. Peiorativ și trebuie să avem grijă chiar și atunci când o folosim cu sens, în, în sens istoric, pentru că el, până la urmă, reflectă o relație de putere. Da, da. cuvintele înseamnă ceva și asta spuneați și dumneavoastră. Era o relație de putere cu niște oameni care nu aveau niciun fel de drepturi, nu se nășteau sclavi și mureau sclavi. De ce s-a întâmplat? De ce am ajuns în această situație? Cum au ajuns aceste populații să devină sclavi pe cele, în cele două state? Este destul de dificil să găsim momentul zero al nașterii robiei, sclaviei romilor în Moldova și în țara românească. Avem documente, diplome, Deja în secolul XIV, în care se vorbește de moștenirea unor familii de romi, robi, care se, se mutau și erau trimiși și care primeau cazestre, da, mănăstirea Cozia, Boievozi. Uh, istoricii care s-au uitat la acest episod deja presupune, presupun ei și se presupunea că dacă în secolul XV, uh, secolul XV, avem dovezi despre acest fenomen social înseamnă că a început mult mai devreme dar nu știm exact cu cine a început se spune că au fost aduși de tătari că au fost luați prizonieri de război este foarte dificil de găsit momentul de început da, Dar deja în secolul XIV deja avem codificată treaba găsim documente legale și boierești, și mănăstirești și domnești, în care acești oameni ca să le spunem așa, deși atunci nu erau considerați oameni, erau trimiși și uh, moșteniți uh, ca și o zestre, da? Deci în ziua de azi ai primit de la tatăl tău o casă, atunci primeai o casă și trei familii de robi care veneau cu zestrea ta se transmiteau din generație în generație. Deja foarte devreme. De aceea spune că sunt cinci secole de sclavie, de robie, pentru că se începe normal cu acest secol. Da? Trebuie de spus și cei care ne urmăresc, probabil vor să afle câte tipuri de sclavi romi erau în acea perioadă, pentru că sigur nu erau doar de un anumit fel. Da, erau trei categorii. Pe de o parte, erau sclavii care aparțineau domnitorului, iar ulterior statului, din 1831-1832, mănăstirile erau al doilea. Mănăstirile aveau sclavi romi? Da, majoritatea Ortenuți. mănăstirilor din Moldova și țara românească și biserica. Au avut a recunoscut în... acest lucru de-a lungul timpului? Este un lucru cunoscut, însă. Dacă vă referiți la termenul de recunoaștere, în sensul politicilor memoriei, da. aș spune că a fost mai puțin recunoscută această. Ce înseamnă mai puțin recunoscută? Vină. În sensul că uh, mănăstirile nu puteau vinde robi, ele puteau doar să primească danii de robi din partea domnitorului sau din partea boierilor. Pe acest considerent, în prezent există, dacă vreți, această scuză, în sensul că noi nu îi exploatam în sensul acesta de a-i vinde, ci mai degrabă noi îi protejam. Acesta este discurs oficial. Păi, și îi proteja? Vorbim, sunt documente de arhivă care arată veniturile pe care mănăstirile le obțineau în urma exploatării muncii robilor romi. Și dacă fugea cineva dintr-o mănăstire? Și... Bineînțeles, există documente de arhivă care arată sclavi care erau fugiți de pe moșile mănăstirilor erau urmăriți și aduși înapoi cu forța, violență, cu violență? Da, bineînțeles, existau oameni specializați în acest. Sens. Am vorbit de e, sclavii care aparțineau domnitorilor, mănăstirilor și mai era o categorie care. Da, a treia categorie este cea a boierilor sau ai particularilor și ceea ce trebuie spus și făcut foarte clar este faptul că un stăpân putea avea în uh, proprietate atât robi sedentari, care munceau pe moșia acestuia, dar și robi nomazi, care plăteau un impozit anual. Acesta este, dacă vreți, un specific al sclaviei din țările române. Greu de înțeles, aș spune, chiar și pentru unii istorici. Domnule profesor Tudan, am început discuția întrebându-vă despre rușine. Iată, domnul Furtună vorbește despre vină. Vedem în, în Statele Unite acolo s-a vorbit cel mai des și putem să facem această comparație chiar dacă poate nu sunt comparabile cele două situații, dar vedem această vină colectivă albul care a ținut în sclavie persoana afroamericană în România există această vină și cum ar trebui să se manifeste? La nivelul discuției de azi nu mai există această vină pentru că memoria sclaviei a rămas doar în comunității rome și traumele care au fost cauzate de sclavie au rămas în sânul comunității rome. românul de rând nu mai are memoria sclaviei. Foarte puțini oameni ar fi curajoși să spună strămoșii mei au avut robi ca particular, ca boieri. Nu trebuia să fii mare boier. putea să fii și un cât de cât mai înstărit. Și avem exemple acestea, mai ales în Moldova, unde erau sate de români care aveau sclavi romi. Dar ei nu erau boieri neapărat, erau oameni mai instăriți, o clasă mai înstărită. Ion că povestea despre lingurarii care treceau pe lângă... Da, aceștia erau nomazi care plăceau acele impozite, care vorbește domnul Furtună, trebuia să plătească. Și este foarte greu să recunoști, să-ți asumi o vină, când de fapt a, dispă a dispărut memoria unui fapt pe care nu ți l-ai asumat niciodată. Dar trebuie? Uh, trebuie făcut într-un fel. Uh, aceste cuvinte sunt destul de greu de acceptat la nivel public și de către majoritate. A fost și la fel și în America. Uh, sigur, acum este ușor de spus. În America discuția este atât de avansată, dar a durat foarte mult timp ca populația majoritară albă să-și asume o vină istorică, să recunoască greșelile care le-au făcut. Durează, este un proces lung, dar un început trebuie făcut în care trebuie să intri în această țesătură a istoriei și să scoți de acolo aceste elemente care au dus nu doar la un sistem care a durat 5 secole de îmbogățire. mănăstirile care le-a menționat domnul Furtună s-au îmbogățit, nu doar ele aici, și și pe altele. Deci mănăstirile românești de pe teritoriul Țărilor Române trimiteau cadouri impresionante în aur la muntele Atos care este un loc pite cele mai bogate din lume, care este pe spatele robilor care au lucrat pe mănăstirile românești. Deci ai această îmbogățire care este totul substanțială, dar ai această idee că ai creat un sistem de discriminare, de dezumanizare, care a, continuat până în secolul 20, care continuă până în ziua de azi, în care ei au fost considerați tot timpul nu complet români, diferiți, din motive sociale, economice, unele din motive rasiale, etnice, pentru că aparțin unui alt grup de oameni. Nu sunt ca noi. Și aici intervine un proces de recunoaștere a unui trecut care, sigur, este dificil de acceptat, este rușinos, dar este al nostru. Nu avem ce să facem. Este dar, al nostru. Aș... Da, vreau să vă întreb pe dumneavoastră exact ce spune domnul profesor. Domnul profesor vorbește că nu există o vină a celor care poate au avut strămoși care au avut. Au deținut sclavi. Dar despre. Puteți să ne vorbiți despre tragediile din comunitățile rome? Ele mai, se mai țin minte? Aș vrea imediat. Rog. Răspund, pentru că este subiectul tezei mele de doctorat, întrebarea noastră, și revin imediat. Despre vină, recunoaștere, etc., discutăm în contextul politicilor memoriei. Ideea este că statul este cel care trebuie să intervină și să creeze un mecanism de recunoaștere de a recunoașterea sclaviei. A vinei, că vorbim și de vin aici. Acest mecanism, vă dau un exemplu, dacă în manualul de istorie tema sclaviei este prezentă ca lecție obligatorie, de exemplu, și nu doar ca un studiu de caz pe care profesorul poate sau nu. Dacă dorește să-l aprofundeze cu elevii, atunci, cu, cu siguranță, că uh, nu vorbim de o recunoaștere totală în acest sens. Uh, uh, ideea de uh, ridicarea de monumente, la fel, uh, face parte tot din uh, ideea aceasta de uh, vină de, și de recunoaștere, da, de mâine, reconciliere. Mâine avem ziua. -ă, comemorăm ziua dezrobirii romilor înseamnă ceva asta înseamnă că statul își recunoaște da. această vină da dar statul nu poate să facă o recunoaștere unei vine colective care se aplică întregii românii pentru că sigur unul din Ardeal sau unul din Maramureș sau Ar din Banat eu... nu are memoria culturală deloc acestui fenomen pentru că nu a aparținut de ce nu au existat păi numai pentru că nu, nu a fost un sistem folosit chiar dacă sigur condiția lor socială era foarte joasă și sigur, începând cu Maria erau, Tereza și erau Iosif, acolo... erau foarte mulți și s-au amestecat da. și sigur și nomazi și sedentari. Și este foarte greu ca stat să creezi o politică uniformă a vinei când jumătate din populația actuală a unui tip istoric care n-a avut nicio legătură cu sclavia romilor. Cum crezi de aceea o politică reparatorie care ține de recuperarea trecutului? Trebuie să creeze, cum spunea domnul Furțânu, mecanismele în care, sau prin care aceste uh, istorii, că vorbim de istorii, nu doar de o istorie, istorii care au aparținut acestor teritorii, trebuie integrate într-o discuție publică în care să uh, ți-o asum. Eu vin din Maramureș, nu am nici, n-am o memorie istorică a sclaviei Basarabia, nici nu știu, nu-mi dau seama Deși dacă sunt, zona respectivă... A fost. Ași, au fost, au da, fost da, bineînțeles, a fost. pentru că era parte din Moldova. Era parte din Moldova și... Dar astăzi, la conferința care am înțeut, vorbeam de un sat din Basarabia, Corova, în care sătenii, țăranii români de acolo de țineau, uh, au scudari. avut. Au avut în secolul XIX, la început, rob țigani Bun, rob. am vorbit despre vină. Aș vrea să vorbim despre traume. Vă rog. Uh, trauma principală, dacă doriți, este reflectată în ceea ce privește identitatea uh, etnică a romilor. În ce sens? Uh, m Ați mai adresat mai înainte o întrebare uh, care are legătură cu uh, această temă. În ce sens? Uh, romii care au păstrat memoria robiei da, sau comunitățile există? Există de romi, există astfel de comunități, le-am studiat în cadrul cercetării de teren, uh, în aceste comunități uh, oamenii de acolo nu-și asumă și resping identitatea de rom. Ei ce cred că sunt? Pentru că aceste comunități da, de-a lungul timpului s-au asimilat atât de mult culturii locale, tradiționale, da, până acolo încât au ajuns să urască identitatea lor etnică romă. Da? Și atunci, aș spune că acesta este uh, uh, cel mai important, dacă vreți, efect impact despre care putem discuta astăzi. De ce spun asta? Pentru că el este prezent în viețile noastre. Și-au pierdut identitatea, asta îmi spuneți. Și-au uh, respins identitatea. Dincolo de faptul că uh, și-au pierdut-o, au început să și-o urască. Da? Aș spune. Și uh, un alt aspect la care vreau să mă refer este acela că uh, eu, de exemplu, în familia mea, noi vorbim limba română acasă, dar eu nu am aflat din familia mea despre sclavie. Nici despre holocaust. Nu se vorbește. Nu doar că nu se vorbește, există, dacă vreți, o amnezie socială la nivel de comunitate ca întreg. Există unele comunități în care această memorie s-a păstrat, dar aceasta relaționează invers proporțional cu asumarea și păstrarea valorilor de identitare uh, rome. Există și n-aș vrea să trec prin această emisiune fără să-mi povestiți dumneavoastră despre cazul unei femei care a dat statul român în judecată pentru a-și uh, câștiga libertatea. Era o femeie romă din țara românească sau din Moldova? Da, din țara românească. Din țara românească. Da, Scurt, este, vă rog. este vorba despre uh, Ioana Rudereasa, uh, care în 1843 a pornit un proces de eliberare împotriva casei Breiloiu, boierii care o stăpâneau pe uh, ea, pe uh, soțul acesteia cu care ea fusese căsătorită uh, într un uh, mod uh, abuziv, abuziv, exact, în sensul că ea de fapt nu aparținea acestor boieri, ea era de fapt o sclavă a statului. Iar în 1843, când robii statului sau sclavii statului au fost eliberați, ea, în baza acestei legi. Trebuia să fie liberă. Trebuia să fie liberă. Și atunci. Spuneți-mi uh, că această poveste are un final fericit. Ca da, are un final stat. fericit, da. Procesul durează uh, 10 ani și Ioana reușește să câștige nu doar libertatea ei, ci și a copiilor și a soțului ei. Fantastic, foarte, foarte. E, ar merita un film, poate de ce nu. Este zis. deja. Este deja un film, film uh, uh, Adevărul adevărurile Ioanei, este disponibil pe uh, pagina noastră de Facebook a Centrului Național de Cultură Românilor și pe platforma e-cultura. Foarte interesant. Uh, domnule profesor. Vreau să închei prin faptul că suntem într-o perioadă electorală. Se vorbește foarte mult despre populism, despre anumite zone extremiste în care s-ar putea duce nu doar România, ci între continentul european. Dumneavoastră, cum vedeți acest pericol? Este un pericol real sunt uh, clare... Ce sunt în Partidele de dreapta sau de extremă dreapta. De dreapta nu cred că este o terminologie prea bună acum, dar cele de extremă dreapta, rasiste, naționaliste, au o mare creștere. Vedem asta, cum spuneați și dumneavoastră, nu doar în România, dar pe la, la nivel european. Într-un fel, la nivel global există această contrareacție, ca să spun așa, a, la, ce? la valorile liberalismului, democrației, integrării, inclusivității Toată această idee că trebuie toată lumea trebuie să aibă drepturi egale uh, într-un fel uh, ca și cum uh, m-am gândit uh, că țineam acest scuz despre restaurarea burbonilor uh, din, uh, la începutul secolului XIX, când după Revoluția franceză și după Napoleon, în Franța s-au reîntors reacționarii, că așa s-a inventat temul reacționare, în care ăștia vreau să se întoarcă la situația de dinainte de 1789. O restaurare a monarhiei, o restaurare a vechilor privilegii. Ce ar vrea să restaureze atunci... Eu populațiile din Vreau, Europa, să, vreau din să restaureze Europa. un sentiment al siguranței care cred ei vine din faptul că uh, nu trebuie să avem minorități sexuale, nu trebuie să avem căsătorii între uh, oameni uh, bărbați sau minorități etnice sau, nu trebuie să avem imigranți sau... uh, și după aceea refugiați care nu sunt de aceeași religie sau cultură ca și noi și toată această grilă de a citi uh, un pericol uh, al declinului care este cauzat de alții niciodată de noi tot timpul trebuie să găsim satisfășitori, a devenit deja o discuție acceptată de publicul larg, de populație, aceste teme. Populația vorbește în acești teme. nu doar anumiți politicieni, cum era acum, să spunem, 10 ani. Dar omenirea, Europa în special, chiar și România, nu a învățat nimic din ce s-a întâmplat înainte de al doilea război mondial? Unii au învățat, alții nu. Câți este au dificil? Cât este foarte avut. greu de spus. Eu aș vrea să cred că am învățat, uh, mulți dintre noi am învățat din greșelile trecutului și nu le repetăm, dar cum vedem, uh, uneori nu ține doar de uh, cunoașterea trecutului. Cel mai important este asumarea trecutului. Foarte multă lume știe de Holocaust sau, sau de, de sclavie, dar nu și l-asumă. Nu este subiectul lor, nu este ce s-a întâmplat lor. Asigur, a fost Holocaust, dar ne-a forțat Germania Nazi să -ți facem asta, adică este tot tipul disculpare o respingere a unei... Și în cazul romilor? Uh, și în cazul romilor, la fel, sigur, din uh, discuția a fost o timpul uh, forțat de împrejurările războiului. Mareșalul Ion Antonescu a trebuit să restaureze ordinea, pentru că era poate, prea, prea multă... Și multe cu romii linii, ce au avut? Păi ei făceau gălăgie uh, și împrășteau florile pe bulevard și nu erau atenți și așa mai departe. Deci asta această discuție că ei nu sunt elemente sociale care se integrează, că nu respectă ordinea au fost folosite de cei care neagă, de fapt, sub adevărata, uh, mo Motivația. adevăratul motiv, adevărată motivație, mulțumesc, pentru care ei au fost împinși în acest Și Care este adevărată motivație? Motivația este rasismul românesc și construcția eugenică a românului ideal, în care ei nu intrau în tiparul acesta. Da? E, și mai există acest. Cu siguranță, din nefericire. Am văzut cum a supraviețuit în comunism, în care toate aceste lucruri au fost recodificate social pentru că nu mai foloseau cuvinte rasiale, dar foloseau cuvinte sociale și economice, da? Romul nu lucrează, nu se integrează în, la oraș, nomazii sunt complet incapabili. toată această discuție asupra vieții subcomunei și a revenit foarte puternic în anii 90, încât acum observăm un eșec, nu doar la nivelul discuției istoriografice, care este în România, din păcate, foarte slabă și nu niciun istoric român de marcă, vreau să spun, nu intră în această discuție cu o sinceritate clară în care să spună trebuie să facem această discuție, dar și la nivelul politicilor sociale, care sunt, din păcate, uh, da. foarte uh, uh, puține uh, și foarte neconvingătoare, pentru că statul nu se implică cum ar trebui, cum spunea și o furtună, nu a creat mecanismul în care toate lucrurile astea trebuie trecute cumva și da. acceptate.